Și că baloane albe pe cerul patriei s-a speriat lumea. De fapt, nu-s baloane spion, domnule. Cristi Borce a încercat pentru prima dată în viața lui să folosească un prezervativ și prezervativul s-a tot dus. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. V-am zis câteva cuvinte în deschidere, până dați share, până dați like, până vă anunțați prietenii. Bă, s-o întors de în studioului, acolo unde face cafeaua de după. Punctul nostru de siguranță în fiecare vineri dimineață, da? survivorilor, supraviețuim cu toții, așa e tot, da, vă număr, vă număr, sunteți toți, socră mea, să uite la Survivor și o concurentă la război, nici o cheamă, așa cum bine zice comentatorul Alexandra Porcolab, la care socră mea îl corectează, Porcolab, accentul, accentul, ăștia după ce se luptă pe acolo, în Dominicană, după ce fac foamea, primez recompensă, sandvișuri de la Vodafone, mă. Și și filmează cum mănâncă lașciv, porn food, porn food. Și eu m-am dus să-mi plătesc vodafone și am zis, nu, numai niște bruschete cu somon și un pic de supă cremă cu crutoane. Dar nu la fidelizare. nu schimb abonamentul. Niciun cutremur până am o nu ne-am zgâlțit, nu ne-am cutremurat. Ia, 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 multă lume s-a panicat, că și eu m-am palincat. A apărut și un banc foarte tare după cutremur, dacă nu vi-l spun, degeaba am venit la cafea. Bă, Vasile, ce te-ai cutremurat așa după o bere de 5 grade? Berea ca berea, dar o fo multe replici. Replici la... Bun, nu? Merge, ce se faci? Ați primit cardurile de energie. Carduri sau vouchere de alea ca să plătiți mai ieftin curentul. Ci că în vasului, lui tăte pe băutură. Aia energie. Aia de energie, energie și din ceașca de cafea. Cafele primite pe buymeacoffee.com slash nicubendea de la doi anonimi unul din Ognamurie și unul din Brad, care vă mulțumesc frumos, cărora le mulțumesc frumos și o cafea bună, tocmai din America, de la Dani, din Nevada. Ai, de la păcănele, Dani, Dani! Domnilor, o veste bună. Cică, e o propunere și să va vota, se pare. Cetățenii care merg la instituțiile statului pot să intre cu animalele de companie. Dacă e și Nevasta, e și Nevasta o chestie extraordinară. Dar să nu uităm că până acum când mergeai să-ți plătești impozitele sau când să ceri o adeverință, scoteai animalul din tine, da? Nu-l puneai în les, dar îl scoteai, da, mi o hârtia aia. Îți ieși o cu tine, vine, ți aduce dosarul cu șină. Presim că la faza asta mulți românii o să-și ia animal de companie cât un crocodil cât un caiman, cât o focă, depinde ce ai, ca să speri un pic funcționarul de la ghișeu. Bă, dacă tot vin cu animalul, nu? Dar ce ai cu focile? că nu râd destul. S-a topit banchiza. Ha, ha, ha. Marius Bude, ministru muncii. Îl știți pe Bude, ministrul muncii. Marius Bude, bă, are asta o față de zece spatele. Are obiceiul ca la beție să sune colegele de partid la două noaptea. Oare ce să le spună Budai la psd la două noaptea? Păi normal, fi ministru muncă, asta ce face? Nu mă mărește. Mărește pensii, mărește salarii, mărește pensii. Ăsta nu mă mărește. Zățeam că sună Budei. Alo, Cirișico! La două noapte, alo! Vrei să spun că mi-e de mare. Pensia sau salarul, mă? Dar Bianca Drăgușanu nu are nevoie de măriri. Ea e mărită peste tot, umflată și gonflată peste tot. Ea a declarat recent, Bianca Drăgușanu, ce prietenii cei mai buni sunt banii. Bianca Drăgușanu, ce fac bani cum respir. Depinde cum respiră, că dacă respiră... A, 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 atunci face bani mulți cei mai buni prieteni ai Bianca Drăgușanu sunt bani. Bă, și prietenii mei cei mai buni sunt banii, numai că sunt prieteni imaginari. <coughs> Zice, port o perucă, fac bani. Așa au zis Bianca Drăgușanu, pun o perucă, fac bani. Pun un diamant, fac bani. Îi pune bădălău, face bani. Asta e domnule. Dar să-i mai dea bani și la regele Charles, viitorul rege Charles, că a fost fotografiat într-o, fost, într-o unitate de cult, cu, pan, cu ciorapii, cu șosetele găurite, extraordinar. Îi tocă banii Camila. Camila îl va duce la sapă de lemn. Cu o lopată de lemn veche de 4.000 de ani a fost găsită pe șantierul autostrăzii A3 dintre Nădășel, Nădeșu și Zimbor. O lopată de 4.000 de ani de lemn aproape intactă. De 4.000 de ani nu lucrăm nimic de 4.000 de ani să încearcă să se facă un derap de autostradă și nu se reușește în România. Lopeți intacte, roabe intacte, robi intacti, așa. Mă, ca să facem autostrăzi în România, noi nu le construim. Noi nu le construim, noi parcă, cum să zic, le scoatem la suprafață. Noi le dezgropăm noi le dezgropăm. Și chiar vreau să discutăm în comentarii, știți, pentru interacțiune despre situația asta. De ce nu avem autostrăzi în România? Dar să nu ne mai enervăm că astăzi sărbătorim dragobetele. De dragobete iubește românește. Cam nasol asta. Noi cum iubim românește, Vlad? 3 minute cu scuze și duș. Iubiți spaniolește, olei, iubiți turcește, italienește. Să nu uităm că de duminică începe și postul, urmează paștele peste șapte săptămâni și să mai citim ceva. Năvalnicul împărăției. Carte dată de preasfințitul episcop cu autograf dată mie episcopul Benedict Bistrițianu căruia îi mulțumesc și pe această cale, un părinte deosebit, erudit, înțelept și cu vorbă bună pentru ori și cine dar până intrăm în post mai am două spectacole. Astăzi deja vă zic la maimuța plângătoare. Parcă și văd că mă duc la că tot timpul mă întreabă să mea când ești din casă unde te duci la maimuța plângătoare. Deci ai grijă să nu fie așa să nu fie așa când vii înapoi. Deja vă zic că e în Cluj, dați locurile tătie rezervate, iar mâine în seară voi fi în Bistrița la localul uh, Lucky Mill. Depinde ce prind. Ne vedem, iubiți-vă românește, revanșați-vă ciobăneaște. Post ușor, să fim mai buni, să fim mai uniți, să fim mai înțelepți. Cafeaua de după să termină aici. Vă salută Nicu Bendea.